Deci aici începe captarea de la Pildești. Suntem în porțiunea unde este drenul, în lungime de 1040 de metri. Și o să vedem, datorită vremii secetoase, și nivelul în dren este scăzut, astfel încât mergem cu un număr de pompe limitat. Deci în funcție de apa pe care o poate furniza drenul. Da, și o să mergem acum să vedem și malul Moldovei, care în funcție de începutul captării, talvegul râului a scăzut aproape cu 2 metri, ceea ce înseamnă că și pânza freatică a scăzut corespunzător. Și datorită secetei accentuate din ultimele luni, nivelul pânzii freatice a scăzut de la lună la lună, când facem noi măsurătorile la nivelul hidrostatic și nivelul hidrodinamic, între 10 și 70 de centimetri, în funcție de influența stratului, în funcție de influența pânzii. Astfel încât noi suntem limitați de a merge cu pompele ștrangulate, astfel încât o pompă nu mai livrează apa la capacitatea ei normală, ci merge la jumătate de capacitate sau în funcție de ceea ce poate oferi un puț. Și consumul de curent? Da, deci asta înseamnă ștrangulăm pompa, pompa merge mai greu, punem o rezistență în fața ei, consumul de curent este același, dar pompa livrează jumătate din apă. Din apa care ar trebui să o livrezi în mod normal. Bun. În momentul în care noi vom intra pe Poin cu proiectul ăsta de modernizare, toate aceste puțuri vor avea o capacitate mai bună, pe de o parte, și de dren, și de refacerea pânzei freatice? Să vor construi, mi se pare că 50 de puțuri noi. Puțurile noi care vor fi făcute vor avea o alt tip de coloană, coloană de inox cu fantă continuă, ceea ce au o posibilitate de absorție a apei mai mari din pânza freatică la nivelul pompei, astfel încât se poate îmbunătăți modul de livrare, modul de cantitatea de apă livrată. Și de captare și de livrare. Da. Deci captată și livrată. Și vor să fie forate în alte părți. Astea mai sunt din colmatate. Filtrul e colmatat și nu mai vine pânza, nu mai intră atâta în puț. O să le schimbe amplasamentul și deci o să foreze alte puțuri, nu pe puțurile existente. De ce debit aveți nevoie în roman acum ca și consum? La un consum normal? Un consum normal este cred că în jur de 12-13 mm cub în 24 de ore. Și cam metri peste 420, 400, 100, 155, 100, depinde de 155, 150 litri pe secundă. 200 de litri maxim. Da, depinde. Da, în funcție de consum. Și care e posibilitatea acum cu cât puteți livra în... Acum au fost și perioada cu avaria în care am fost dat peste cap. Normal acum, cum sunt? Am putea livra, deci în mod normal se poate livra, dar vă spun că este consumul foarte mare. Dacă noi în luna iulie am mers cu 5200 de kW pe zi, în luna august am mers la 5600 de kW pe zi, iar acum în luna septembrie suntem în jur de 6000 de kW pe zi. Deci vedeți o creștere de 4800 de kW pe zi, doar datorită nivelului scăzut din puțuri. Deci în momentul de față orașul are nevoie de 200 de litri pe secundă, consum normal, să zicem. Nu, îl putem asigura, dar... Puțurile existente și la un nivel normal, cât ar livra? Câți litri pe secundă ați putea livra? Deci dacă totul ar fi normal, am putea livra dublu. Am înțeles. Dar suntem în... Dacă nivelul freatic ar fi normal, adică să nu influențeze seceta... Și acum cu cât mergeți? 150, 100? Vă gândiți că acum o pompă care o avem noi de 60 de metri cubi, ea livrează acum 30 de metri cubi, deci dar livrează la jumătate. Deci consumul de curent este același, dar în schimb cantitatea de debitul de apă livrat este la jumătate. Ați putea să repetați câte puțuri sunt acum, câte sunt funcționale, câte colmatate? A, nu, colmatate nu, colmatate, colmatate nu. Sunt puțuri care nu au debit, nivel de apă. Deloc? Am câteva puțuri care nu au, sau au foarte puțin, pentru că și din caracteristicile de funcționare a motoarelor, ele au maxim 10 porniri și opriri pe oră. Ele funcționează într un nivel maxim și minim și în funcție de electroși. Deci când ajunge la nivelul minim, pompa se oprește, când ajunge la nivelul maxim, pompa repornește.
Ideal ar fi ca noi să găsim o medie de funcționare a pompelor, astfel încât să evităm aceste porniri. Într-un caz fericit de funcționare, cum dacă ar fi apă, pompa ar fi toată scufundată în apă, n-ar trebui să lucreze electroje. Electrogii sunt pentru protecția pompelor. Bun, și acum câte puțuri sunt cu probleme, din câte? Deci noi avem 94 de pompe, 66 în captare 1, 28 în captare 3, plus drenul. Funcționale sunt în funcție și din necesitatea orașului. Da, de exemplu, da. Acum... Deci noi livrăm apă, cei de la repompare ne spun, mai porniți două pompe, mai opriți două pompe. Deci noi nu putem, nu știm... Exact, licerea care este pe oraș. Câte linii de alimentare pleacă de la dumneavoastră? Din captare pleacă trei linii de aducțiune. Deci, și cea variată a fost una dintre ele? Da. Și pe celelalte două nu se putea livra orașului? Am livrat orașului. Dar în schimb am avut limitare de presiune, pentru că de pildă oțelul de 500 este din anii 60 și nu poți să bagi apă din două captări pe una singură. Vă imaginați că făceam exploda și atunci rămânea orașul chiar fără apă. Deci ce linie aveți? Aveți această conductă din tuburi de beton care s-a avut? Tuburi Premo, da. Ce mai e? Tubul de oțel de 500 și Premo de 600, de 800. Și încă una de Premo. Da. Și prin poim se schimbă toate trei sau doar una? Toate trei. A deci fost un proiect cu câțiva ani în urmă de aducere a albiei spre puțuri. O să mergem să vedem. Proiectul s-a mai lucrat, s-a finalizat, da. Dar în schimb nu s-a finalizat. A început să se rupă. Deci este făcut din saci umpluți cu balast. Și datorită viitorilor mari care au venit, a copacilor care au trecut, au început să... Deci au rupt pragurile, astfel încât dacă ele au fost proiectate să ne ridice nivelul Moldovei la un anumit nivel, o să vedem pe anumite porțiuni că aceste praguri au fost efectiv rupte. Și ar fi viabil pe viitor? Da, pentru că în momentul în care s-au dat în... Nu s-a mai obținut nimic. Ne trebuie un aviz de la APM. Pentru că ar fi o soluție de este moment. O soluție de pe... Și noi care facem pe moment da. Soluții de deviere albei a Moldovei da. Pe partea dinspre captare. În anii, din experiența anilor anteriori, când s-a apropiat... A fost ok. Așa, deci a crescut nivelul în pâlza freatică cu până la un metru. Păi da, noi am început demersurile în sensul ăsta din luna ianuarie. Cred că prin luna martie am fost prezenți pe teren într-un grup mai mare. S-au demarat, din punct de vedere juridic, toate documentațiile necesare, însă s-au blocat pe la celelalte autorități. La nu sunt avizele apărute. Și unde ar trebui noi să facem demersuri jurnalistice să... Păi, trebuie intrat pe flux și întrebat probabil de la conducerea companiei județene Apaserv de unde nu au venit avizele. Practic știu că am purtat discuții, eu am fost prezent aici pe DIG, am văzut despre ce este vorba și am... Domnul Curcudeu, știți unde s-au blocat demersurile? Nu știu să vă spun. Cred că la Consiliul Județean trebuie întrebat că... Sau la, nu, la Abasiret. La Abasiret. Da, da. Acolo trebuie. Aici sunt amplasate 4 pompe funcționale de 136, 2 de 60 și una de 40 de metri cubi pe oră. Și în funcție de nivelul apei, noi mergem cu una, două, trei sau patru pompe. Putem face mai multe posibilități de... Putem merge cu 40, 60, 100, 120, 180 de metri cubi pe oră. Da, aici trenul, unde vedeți căminile astea? E drenul care vine, vine apa în chesonul ăsta. Sunt niște cămini. Uitați-vă cum sunt cele de aici. Deci astea sunt două cămini rămase și se vede diametru țevii care este trece prin interior. Care preia apa din da, pânza ferească. Da, din pânză. În dreptul puțului 19 și se observă pe malul Moldovei
cum noi încercăm să aducem apa pe canalul de lângă produl de captare, dar Moldova, datorită forțelor ei naturale, este deviată pe Albia Veche, ceea ce înseamnă o diferență de 2 metri între fundul actual al pe talbegul care vrem și deci doar prin apropierea aducerea Moldovei pe Albia Nouă, noi câștigăm cel puțin un metru, metru și jumătate de apă în puțuri. Noi nu tragem apa din Moldova. Unii sunt greșit informați că noi preluăm apă din Moldova. Nu, deci râul Moldova este o barieră care ne menține acviferul care îl avem noi. Deci aici noi tragem apa din acvifer și râul Moldova este ca o barieră care ne menține nivelul în strat. Are și o influență mică în 50% conform studiilor făcut de firmele agreiate. Da. Dar doar faptul că apa trece pe aici ne crește foarte mult nivelul în strat și noi putem trage o cantitate suficientă de apă. Deci nu e atât de important să se mute cursul Moldovei. Ba da. Deci, este o barieră. Deci, adică nu mai lasă nivelul stratul freatic să plece. Am înțeles. Îl ține aici. Și de ce ar fi nevoie ca să schimbați cursul Moldovei? Păi ar trebui... Adică ce investiții și cam la ce preț? Nu știm în primul rând, dar trebuie acceptul apelor române. Da. Că nu avem voie să facem nicio lucrare în Albia râului. Și dacă s-a uitați, vorbit cu apele române? Păi, este un proiect în curs de aprobare. Da, da, da. Dacă vă uitați aici la nivelul, în dreptul unde e copacul, se observă cum apa din acvifer efectiv curge în râul Moldova. Deci noi în loc să captăm ceea ce putem din acvifer, noi pierdem și puținul ăsta care îl avem. Canalul ăsta e făcut de noastră sau e natural? Da, când s-a făcut partea asta de captare, captare 3, aici ce vedeți mai ridicat e un dig de dirijare care a fost făcut odată cu captarea și trebuia apa să intre pe aici. Toată Albia Moldovei sau doar o parte să facă un fel de braț? Toată. Noi așa s-au gândit atunci. Nu știu, pe 90... În 93 e făcută 93, captarea, da, captarea așa. Să se aducă pe aici, nu toată, dar marea majoritate. Deci se aducă practic pe aici. Ce trebuie o simplă deschizătură undeva. Da, da, și făcut un dig ca să apa să nu mai meargă pe partea cealaltă. Înainte pentru că acum au scăzut și foarte tare Moldova. Și talbegul a coborât și ar trebui făcute lucrări. A mai fost o încercare de modificare a cursului de apă pe râul Siret pentru o altă investiție și s-a văzut că apa merge tot pe unde vrea ea. Este o altă variantă în afară de mutarea cursului? Nu. Asta este varianta de mutarea cursului ca să ajute la creșterea nivelului freatic. Și al doilea, să fie nivel, adică să fie apă ca să se alimenteze precipitații. Da. Fericit în care apa își ocurăie drum și vine, intră ea singură pe canal. Până acum ea fugea pe partea cealaltă. Noi fiind nevoiți de a face permanent canale pentru a dirija apa să treacă pe partea asta. Se poate vedea adic. Cel pe acolo, prin barajul ăla, s-a încercat devierea apei... Da, aducerea apei lângă produl de captare. Moldova singură și-a creat cursul și vine înspre noi și începe să colmatezi partea Albia Veche. Da. Dar o intrat aici și după aceea unde ne-am oprit, să vede locul pe unde ea a fugit în partea cealaltă. Deci avem apă practic, doar pe lucrările hidrotehnice, trei făcute odată aici, da, pentru a bloca din nou
acces pe alba veche și odată îl blocați să revină pe alba. Da, da. Niște diguri de... În partea cealaltă, în captare 1 și 2, să-i aducem înapoi spre noi. Da. Ajungem acolo. De oprim la dispecer acolo, da? Da. Prin regulamentele și legile pe care le au, solicită o serie de categorii de lucrări care să corespundă cu obiectivele pe care le au și ei asumate. Evident, sunt proiectanți agreați de Apele Române, doar ei pot face aceste proiecte pentru lucrările hidrotehnice și ulterior proiectul trebuie să primească avizul Apelor Române. Deci ăsta este ultimul prag de colmatare făcut de Apele Române și se poate observa că s-au rupt saci, astfel încât în loc ca Moldova să aducă piatră și să colmateze, să formeze un prag aici, a scăzut nivelul la vechea... Vechiul braț. Și se vede și brațul vechi pe unde Moldova se unește. Deci ea vine pe... are tendința de a merge pe malul celălalt al Moldovei, lângă Corhana și Roșiori. Ideea a fost foarte bună de a face pragul de colmatare care în timp să aducă talbegul râului Moldova la nivelul pragurilor. Dar și acum nu se poate relua ideea? Ar trebui refăcute praguri. Deci toate spărturile astea care sunt ar trebui refăcute. Dacă de Apele Române? De Apele Române. Deci practic tot nominal au stat și pentru refacere. Da, da. Deci noi nu putem interveni pe o lucrare a Apelor Române. Dar în momentul în care obiectul noastră de activitate este furnizarea unui serviciu care ține de apă și iar Apele Române vă pun numai bețe în roate, nu se poate lucra la nivel legal, nu știu, să-i acționați în judecată, pentru că practic vă împiedică să vă faceți datoria. Răspunsul la asta vi-l poate da la nivel de conducerea companiei. Acum 2 ani de zile. Și de 2 ani de zile sunt adrese făcute către Apele Române pentru a prezenta stadiul lucrării. Dar pentru că a mers și așa, nu s-a agitat nimeni până acum, să înțeleg. Lucrarea a fost începută în 96 și terminat în 2017. În ultimii 2 ani, deci 2015-2017, au lucrat într-un ritm alert, într-adevăr, tot la intervenția conducerii companiei, a conducerii de la CJ, a conducerii primăriei Roman. S-au făcut presiuni datorită nivelului scăzut și atunci au urgentat și au lucrat pe suprafețe mai mari, astfel încât au mers pe lungimi chiar de un kilometru anual. Sunt în jur de aproximativ 4 km, plus minus, nu pot să vă dau un... Deci din 90 și cât am 96. Și până în 2017 a fost 4 km de din. Da, da. Și în 2017 s-a spart aici, da. Și de atunci e așa. Da. Și când s-a spart și ați anunțat Apele Române, ce vi s-au spus? Nu știu, în momentul ăla nu eram eu aici. A, nu era, dar nu da. Știți, adică ce s-a spus atunci, în momentul ăla, venim să refacem sau lăsăm așa? Cu garanție. Eu atâta pot să vă spun că am fost aici în primăvară cu reprezentanții Apelor Române, Consiliul Județean, discuții am purtat, se pare că e o chestiune de natură juridică în urma executării acestui contract. Dispută juridică care nu a fost finalizată încă și probabil de aici și problemele și discuțiile care au apărut. Firma respectivă uitată în insolvență. Da.
Astea sunt cele primele rezervoare din 1964, da. 1968, da. 1974 și 1980. Da, și dincolo avem două rezervoare, adică 3 și 4, care sunt de 5.000 de metri cubi, supraterane. Astea și astea sunt aici, iar la repompare acolo, la parcul zoologic, un rezervor de 5.000, da. 5.000. 2.000. Și le spune tot timpul cu apă. Da, nu? Da. Da. La 5.000 acum nu-i. A, asta unul aici, de aici, de da, are exfiltrații, da. Adică ies, pleacă apa din rezervor în pământ și nu e folosit momentan. Rezervoarele astea, care e scopul lor mai exact? Să acumuleze apa, da. Pentru? Să formeze rezerva de apă în oraș. Da. Și deci, în cazul în care orașul rămâne fără apă, aceste rezervoare nu. Susțin? Nu, nu, nu. O perioadă deci, de cât poate. Nu. Da. Apa din captare, de unde ați văzut-o dumneavoastră, captează și se trimite prin pompare aici, în aceste rezervoare, unde se face clorinarea. Pentru că apa din captare nu e clorinată, da. Pentru se potabilizează. Da. Clorinarea pentru asta este făcută, să devină apa potabilă și pe urmă prin pompare, prin pompele care le-ați văzut jos, se trimite în rețeaua din oraș. Deci este flux continuu în aceste rezerve. Este rezervă. Flux continuu, da. Nu s-a acum. Aceasta da, n-a fost. Nu, da, au fost problema și de rezervă, că să și nivel și rezervă. Da, da, deci, da, nu, da, adică apa asta nu merge direct. Nu, e flux continuu, tot timpul treci prin aceste rezervoare. Se poate furniza, nu știu, în anumite momente în oraș. Avem rezerva care să aici rezerva nu a încurcat acum. Da, merge, da, da. Rezervă nu poți da, să da. Cum am povestit noi, da. Da. La 4 da, da. Trebuie să acumulezi, durează. Da, da, da. Trebuie pentru să că, se clorinezi. Exact, trebuie să clorinezi, plus avem, așa este, o rezervă de incendiu intangibilă, care nu trebuie da. Folosită decât în cazuri de urgență, adică de incendii. Și trebuie păstrată. Trebuie păstrată tot timpul. Clorinarea asta este, ca să numărim o chestie, că oamenii spun, am văzut de multe ori pe Facebook, că apa e tulbure, că e plină de mult, că s-ar putea să fie toxică. Clorinarea asta se face exact ca să nu fie exact, toxică. Exact. Clorinarea da. E, da. Are rostul să o potabilizeze și să nu fie microorganism, sigur. Asta e la nivel mondial, asta da, e soluția. Da, da, da. Bun, acum... Faptul că are culoare albă câteodată, e vorba de oxigenul din apă, deci exact. Nu are legătură cu clorul. Da, da, da. Când... Și nici culoarea care o are apa altădată nu influențează. Clorul nu are ce să facă la culoare. La apă. Dar la fierbere rămâne strate fără pe... Nu, nu e clor. Aia e pentru că apa este foarte dură în zona noastră. Da. E, așa cum zici popular, piatra e, da. Care se depune, calciu mineralele se depun. Aia nu e clor. Da. A, deci nu are nicio legătură? Nu, nu, nu. Nicio legătură. Clorul, să... clorul distruge microorganismul. Da, da, da. Se distruge da. Și să el se evaporă. Dar a fost iar piatra aceea nu poate fi, prin niciun fel, fiind apa mai dură, nu poate fi... Nu, nu poate fi îndepărtată. Adică din apa care o captăm da. Și apa care o distribuie. Așa e apa în zona asta. Așa. E o apă dură. Vă spuneam, omii că există din cauza apei astea dure, li se strică anumite electrocasnice din casă, ceva ce ai da, 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 se folosește în astea, că pentru îndepărtare. Protecție, da, protecție. La fel și la sursele proprii. Da, 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 da. Vă aflați în incinta laboratorului de analize apă potabilă Roman, laborator care asigură monitorizarea calității apei potabile pe zona Roman, asta însemnând municipiul Roman, plus 6 comune din învecinătate. Acestea fiind Horia, Ruginoasa, Cordun, Săbăoani, Tămășeni și Bâra. Ce facem noi în cadrul acestui laborator? Monitorizăm calitatea apei plecând de la captare până la robinetul consumatorului, asta însemnând că prelevăm probe de atât de apă brută, în cazul nostru apă subterană, verificăm eficiența dezinfecției la ieșirea din stațiile de clorinare și apoi conformitatea calității apei furnizate la robinetul consumatorului. Ce puteți spune despre apa din ultima perioadă, dacă a fost în standardele celorlalte dăți, de exemplu? Sigur că da. Deci pentru toți, noi în această perioadă am prelevat probe în fiecare din zilele în care au fost oprită o furnizare a apei. Am verificat în special atât apa brută la intrarea în cele două stații de clorinare, cât și apa clorinată după stațiile de clorinare la robinetul consumatorului și aici la capăt de rețea.
Am verificat indicatorii care pot prezenta fluctuații în cazul unei avarii și toți indicatorii verificați de către noi au fost în limitele admise. Poate putem spune cu valori ușor mai mari decât în mod normal. De exemplu, dacă turbiditatea în mod normal este 0,23-0,40, acum a fost, să zicem, 0,70-0,80. Astea au fost singurele diferențe. Ce se întâmplă când apa nu poate deveni potabilă, de exemplu? În cadrul... Deci dacă dumneavoastră aflați în urma unei da. Analize că apa nu este potabilă. Atunci sunt anunțate toate persoanele, tot personalul răspunzător implicat în procesul de potabilizare a apei și se întrerupe furnizarea apei. Și după aceea? După aceea vedem care sunt pârghiile pe care putem acționa astfel încât apa să fie potabilă. Dar în cazul orașului Roman, modalitatea noastră de a interveni în calitatea apei este doar procesul de dezinfecție. Deci aici se poate că... dezinsecția. Da, se face dezinfecția apei pentru că calitatea apei din apa brută captată subteran din captarea Pildești Simionești are o calitate superioară astfel încât nu necesită intervenții deosebite din partea noastră. Procesul de dezinfecție fiind suficient. Adică faceți niște teste standard căutând anumiți sigur că factori. Da. Dar sunteți pregătiți și pentru neprevăzut? Suntem pregătiți și neprevăzutul în cazul nostru poate fi doar o creștere a turbidității, așa, și atunci ce se poate face doar să întrerupă furnizarea apei. Dar prin procesul de dezinfecție, turbiditatea poate fi redusă. Vreți să explicați ce înseamnă turbiditate, da. Turbiditatea este un parametru foarte important în calitatea apei, care arată, este un indicator al opacității sau mai bine zis al clarității, transparenței apei și reprezintă totalitatea materiilor care nu sedimentează, deci rămân în suspensie, materii foarte fine, care ar putea deveni un mediu foarte bun, propice pentru dezvoltarea bacteriilor patogene. De aceea este un indicator pe care noi îl facem zilnic. Vreau să spun că, ca să înțeleagă capacitatea și competența laboratorului, noi suntem înregistrați la Ministerul Sănătății și facem teste, încercări de competență prin teste interlaboratoare. Anul facem aceasta cam o perioadă de 2 ani și facem verificări împreună cu laboratoare de profil din mai multe țări din Europa. Primim aceleași probe și rezultatele le trimitem în același timp. Și în funcție de rezultatele noastre și rezultatele celorlalte laboratoare, putem demonstra că laboratorul nostru realizează teste comparabile. Ca și număr de indicatori, noi realizăm un număr de 14 indicatori pentru care suntem înregistrați la Ministerul Sănătății. Toți ceilalți indicatori care apar în legea apei sunt, dacă nu sunt verificați de noi, atunci sunt verificați cu siguranță prin monitorizarea de audit de către centrele de analiză de DSP din Bacău, din Iași, din Neamț. Deci asta înseamnă că tot ce realizăm noi este dublat și verificat prin monitorizarea de audit. Noi realizăm de aici, în cadrul laboratorului, monitorizarea de control. 10 NTU, limita maximă fiind 5, deci deja este dublu față de limita admisă, da? Observați, da? Deci valoarea înregistrată pentru turbiditate. Doamna inginerul, iar aici am o probă prelevată de la robinetul nostru. Dacă vreți, puteți pot să iau alta, doriți. Turbiditatea pentru apa potabilă, după ce am introdus proba.
da? Deci 5 este limita admisă, iar valoarea înregistrată de noi este aproximativ 0,11. Dar vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru disponibilitatea de care ați dat de voi, dovadă. Am vrut să vă arătăm, să vă convingem și pe dumneavoastră, dar și opinia publică din Roman, problemele legate de seceta din ultimele două luni, care au dus la agravarea situației în alimentarea cu apă a municipiului Roman, totul culminând cu acea accidentare a conductei și avariere accidentală a conductei de alimentare cu apă a municipiului Roman. Ați observat, am trecut și pe lângă locul avariei, deja toată suprafața se aduce la starea inițială, avarie produsă pe raza comunei Cordon în satul Simionești. Sper că începând de mâine lucrurile să reintre normal din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții APASERV. Furnizarea apei se va relua începând de mâine dimineață cu ora 5 într-un program normal. Singura problemă existând pe timpul nopții pentru refacerea rezervelor de apă, în intervalul 24 ora 4, apa va fi furnizată cu presiune redusă. Vreau să le mulțumesc și celor din APASERV de la Roman, care ne-au fost alături pe parcursul acestei vizite, v-au oferit toate informațiile de care ați avut nevoie. Dacă vor mai fi necesare clarificări și care țin de cei de la Roman, sunt sigur că vi le vor oferi. Celelalte clarificări și întrebări pe care le-ați mai adresat și care nu și-au primit răspuns, o să am rugămintea să le adresați conducerii companiei județene, respectiv celorlalte instituții care sunt angrenate în întregul proces de captare a apei. Mă bucur de asemenea că ați putut vedea și faptul că există o preocupare din partea primăriei municipiului Roman pentru modernizarea stației de captare, pentru modernizarea sistemului de aducțiune și, bineînțeles, pentru crearea unor rezervoare suplimentare pentru a asigura pe viitor ca astfel de incidente să nu mai afecteze într-un asemenea, de o asemenea manieră alimentarea cu apă a municipiului Roman. Să rog și pe domnul inginer Bogdan Curcudel să spună câteva concluzii și cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat în aceste zile, dar și cu ocazia acestei vizite. Deci a fost o perioadă mai grea pentru noi, pe care am trecut-o cu bine, spun eu. Începând cu ora 15 se va relua furnizarea apei în municipiul Roman, până în jurul 24. În jurul 24 vom porni pe programul care eram pregătiți înainte de avare cu o pompă și o pompă până la 4 dimineața, iar de mâine vom intra în program normal cu furnizarea apei în municipiul Roma. Ce înseamnă presiune redusă? Adică până la ce nivel va ajunge apa din estimările dumneavoastră? În centru, în zona centrală? O să meargă o pompă și o pompă, repompare 1, unde am fost acum, și o pompă la repompare 2 la... Adică etajul 1, 2, 3 pe centru sau...? Da. Dar probabil în funcție de consum poate ajunge, poate și la nivelurile superioare. Deci o să facem seara asta și seara următoare. Așa va fi de acum încolo noaptea? Nu, o zi sau poate două. Până refacem rezerva, la 20 noastră până... În urma acestor manevre mai sunt avarii în municipiu care să necesite oprirea apei, nu, să interveniți? Nu. Și chiar dacă vor fi avarii în municipiu, le vom executa în presiune fără să mai suferi locuitorii municipiului Roman. Cum apare informatul în oraș? Că eu am... Din asta s-a sumat la 7, între timp din 7 au rămas 4, din 4 acum sunt 3 și poate până mâine dimineață 0 sau poate să mai apară. Deci, în momentul ăsta unde se lucrează la ce avarii? La școala 1, zicea Rosetti și Thomas Telian. Dar nu pot să vă zic exact numărul Thomas Telian. Da. Mai două sunt acum. Unde se lucrează, unde acum, se lucrează acum, simultan, acum, da, pe da. Parcursul zilei se va mai intervene. Eu o altă recomandare cred vis-a-vis de discuțiile care au mai apărut în legătură cu impuritățile din apă. Cred că ar fi oportun ca după toată această perioadă fiecare cetățean să-și răsfunde sitele de la chivetă. Pentru că există posibilitatea ca
o presiune redusă să existe acolo unde sitele nu sunt curățate. Și cred că este oportun și curățarea sitelor. Dacă sunt probleme, lista presiunii, vă rog frumos să adresați la Inspectoratul Apa Sef, se pot înfunda și sitele de la apometru. Și o să venim și punctual. Ați reușit să discutați conducerea Apa Sef în legătură cu comunicarea, cu apelurile făcute de consumatori în situații speciale? Va trebui să port o discuție cu conducerea companiei județene, cei care au în subordine partea de comunicare. Eu încă o dată spun că mi-am asumat acest rol de comunicator pentru că mi s-a părut în primul rând romașcanii să fie informați și să aibă posibilitatea să-și facă anumite rezerve de apă, chit că acest rol de comunicator poate mi-a adus și o doză de negativitate, dar mi s-a părut mult mai important să comunic romașcanilor ceea ce s-a întâmplat și ceea ce urmează să se întâmple, decât să mă ascund și să nu ies în evidență cu absolut nimic. Vă spun că va fi o discuție foarte constructivă, sper eu, cu conducerea companiei județene Apa Sef, tocmai pentru îmbunătățirea relației de comunicare între angajații companiei județene și cetățenii municipiului Roman, care plătesc pentru un serviciu pe care îl prestează această companie și această companie trebuie să-i respecte. Aș dori eu să vă întreb, nu are legătură cu apa, dar este de bun augur ce s-a întâmplat și cu domnul Curcu de la conferință, ce s-a întâmplat și astăzi. Ne putem aștepta și la o vizită la spitalul municipal și poate chiar o invitație a doamnei Andrici? Sigur, fără nicio problemă. Dacă ne dorim un astfel de... Fără nicio problemă, atunci eu vă promit săptămâna viitoare să facem pe același model ca cel de astăzi o vizită în Spitalul Municipal de Urgență. Pe de o parte, pentru a mai vedea ce probleme mai sunt, stadiul implementării anumitor proiecte la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman și chiar, de ce nu, poate vom întâlni și delegația de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, care vine să evalueze la fața locului proiectul de extindere a centrului de primire urgențe și de realizarea acelui ambulatoriu și centru de imagistică la nivelul Spitalului Municipal de Roman. Săptămâna viitoare vă comunic un program după ce mă pun de acord și cu conducerea spitalului și împreună vom face o astfel de vizită și, bineînțeles, e foarte bună propunerea dumneavoastră, primăria municipiului. Puteți să prelegeți și colosalul, să știți, că noi suntem încântați să mergem să vedem și la fără nicio problemă, inclusiv asta voiam să vă spun, există o maximă deschidere din partea primăriei municipiului Roman și o transparență totală ca în tot ceea ce înseamnă serviciile de utilitate publică, cetățenii să aibă un acces și, sigur, prin intermediul dumneavoastră, să aducem la cunoștința cetățenilor toate problematica care ține de gospodărirea unui municipiu.